În România zilelor noastre au existat autentice scandaluri politice legate de teze de doctorat acuzate de plagiat. Din păcate, în episodul de astăzi vom vedea că disputa referitoare la aceste teze are o vechime relativ mare în istoria noastră. Câteva dintre cele mai cunoscute personaje ale regimului comunist au avut și ele titlul de doctor, deși asupra tezelor respective au plutit mari semne de întrebare. Cel mai cunoscut doctor din politica românească din primii ani ai regimului comunist a fost, desigur, doctorul Petru Groza. El își susținuse în tinerețe o teză de doctorat în științe juridice la Universitatea din Budapesta. Numai că ulterior, Petru Groza avea să facă mărturisiri stupefiante despre tezele de doctorat ale generației sale. În memoriile sale, Petru Groza spune că multe dintre tezele de doctorat ale românilor care studiau în afară la începutul secolului trecut erau de fapt cumpărate cu bani de către cei care își permiteau așa ceva. Petru Groza face mărturisiri indirecte chiar și despre teza sa de doctorat, spunând că la Budapesta, atunci când studia el acolo, citez, tezele de doctorat se ofereau de-a gata în rafturile anumitor librării din jurul universităților sau puteau fi comandate pentru o sumă oarecare. Am închis citatul. Așadar, nu vom ști niciodată dacă doctoratul lui Petru Groza a fost chiar scris de el sau dacă a fost cumpărat la un colț de stradă. Celălalt contemporan politic al lui Petru Groza, anume Gheorghe Gheorghiu Dej, nu a avut ambiții de savant, drept care de pe urma lui nu ne-a rămas nicio teză de doctorat. În schimb, situația s-a schimbat radical în cazul lui Nicolae Ceaușescu. Acesta a avut chiar două doctorate, ambele primite în aceea zi. Mai precis, în ziua de 24 ianuarie 1978, conducătorul Ceaușescu a primit titlul de doctor în științe politice din partea Academiei Ștefan Gheorghiu și totodată titlul de doctor în științe economice din partea Academiei de Studii Economice din București. La drept vorbind, nimeni nu a văzut vreo teză de doctorat scrisă de Nicolae Ceaușescu. Cele două doctorate primite de el au fost mai curând niște cadouri la aniversarea celor 60 de ani de viață pe care Nicolae Ceaușescu îi împlinise în ianuarie 1978. Dar mai misterioasă decât doctoratele lui Petru Groza sau Nicolae Ceaușescu rămâne povestea doctoratului în chimie obținut de Elena Ceaușescu. În noiembrie 1964, Elena Ceaușescu devenea directoarea Institutului de Cercetări Chimice din București, sau ICECHIM. Curând, ea a început să se specializeze în domeniul polimerilor. Deși este evident că alți chimiști, specialiști veritabili, dar oportuniști, îi scriau articolele științifice. Peste câțiva ani, în noiembrie 1967, Elena Ceaușescu a depus cerere la Ministerul Învățământului pentru a-și susține teza de doctorat, pentru că prima tovarășă a țării nu parcursese tot traseul unui candidat la doctorat, Ministerul Învățământului a modificat legea timp de câteva zile, astfel încât cererea ei a fost admisă. Ședința de susținere a doctoratului Elenei Ceaușescu a fost fixată pentru ziua de vineri, 8 decembrie 1967, la ora 8 a dimineții. Dar mare a fost surpriza celor care poate ar fi dorit să asiste la susținerea tezei Elenei Ceaușescu atunci când în dimineața zilei de 8 decembrie 1967 sala în care această susținere urma să aibă loc a rămas închisă. Ulterior s-a spus că susținerea deja avusese loc, astfel încât nimeni n-a văzut-o vreodată pe Elena Ceaușescu susținându-și teza sa de doctorat în chimie sub titlul Polimerizarea stereospecifică a izoprenului. Așadar, Petru Groza a fost doctor în științe juridice. Nicolae Ceaușescu a avut doctoratul în științe politice și științe economice, iar Elena Ceaușescu a fost doctor în chimie. Din păcate, nimeni nu ar putea demonstra ce beneficii au adus aceste doctorate științei românești. Dar morala poveștii noastre rămâne aceea că, indiferent de regim, doctoratele rămân foarte atrăgătoare pentru politicienii români. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste pentru oamenii inteligenți.